Pe latura de nord a cetății avem o situație inedită. Am fost de dimineață și am vizitat biblioteca Batianeum. Da, uite, e chiar acolo. În partea stângă. Apoi am vizitat restul cetății, dar am revenit pe latura de nord pentru a vă spune câteva cuvinte și despre Palatul Apor, clădirea din imediata vecinătate. Dar aspectul interesant, biblioteca Batianeum pe care am vizitat-o, clădirea de lângă, Institutul Teologic Romano-Catolic, Palatul Apor și lângă Inspectoratul Școlar al Județului Alba, se pare că limita de nord a celor patru clădiri este o limită comună. Și o poveste interesantă, în acel zid de nord comun tuturor acestor clădiri, am regăsit și cele trei cetăți de la Alba Iulia. Revenim la informația de la începutul turului, Castrul Roman Apulum, cetatea medievală a Bălgradului și cetatea Alba Carolina. Revenind la Palatul Apor, haideți să intrăm în curte. Această clădire și-a făcut simțită prezența, evident, într-o altă formă, că din secolul al XV-lea, caracteristic stilul gotic la vremea respectivă, evident că nu mai arată ca la vremea de atunci. Primește acest titlu de Palat Apor în momentul în care devine reședința contelui Ștefan Apor, tezaurar al Transilvaniei și, dacă îmi permiteți gluma, un fel de Mugur Isărescu al Transilvaniei. Da? Vorbim de secolul al XVII-lea, trecere spre secolul al XVIII-lea, apoi reședința comandantului cetății, moment în care se și dezvoltă și, dacă vă uitați în fațadă, are o săritură unei placa de marmură cu Erasmus Office, da? Acolo este o prelungire spre stânga și apoi până la stradă, adoptă în final forma literei L. Primește acest rezalit, acest accent în partea centrală, unde sunt și scările monumentale. Stilul nu mai este gotic, vorbeam inițial de stilul gotic, avem de a face cu renaștere târzie și baroc. Baroc pentru că cetatea era ridicată la început de secolul al XVIII-lea în stil baroc, deci specific perioadei. O să mergem pe latura de nord să vedem două elemente de stil gotic. De-a lungul timpului și-a mai schimbat sigur destinația. Astăzi aici este găzduit rectoratul Universității 1 decembrie 1918 din Alba Iulia și în toată zona aceasta o să ajungem imediat în față să vedem corpul principal al universității. Chiar clădirea unde am început filmarea pe această zonă este biblioteca universității, un cămin studențesc și rectoratul. Adică toate le poți rezolva în același loc. Foarte interesant la Alba Iulia, dacă ești student, aici înveți. Aici poți să muncești, aici poți să te distrezi, pentru că tot ce înseamnă festival, distracție, aici este inima orașului. Și pentru că veniți din București, ghiți ce? Nici nu-ți trebuie abonament de metrou, noi nu avem metrou și nici nu să avem vreodată. În poate, Alba Iulia poate peste... ajungi pe jos în zonele cele mai utile administrative, okay, școală și așa mai departe. De vedere, da. În 20 de minute ajungi pe jos de oriunde, iar dacă extinde și pe zona așa zisă industrială, la un 30 până în 40 de minute de mers pe jos. Nu veniți la Alba Iulia, că suntem liniștiți așa. Glumesc. Haideți să mergem să vedem acele elemente. Vedem aici o unitate militară, nu? Din păcate, zic eu, pentru activitatea turistică, în cetate mai avem o unitate militară activă. Nu știu pentru cât timp. Au fost mai multe unități militare, spuneam și în ceea ce numim astăzi Muzeul Palatul Principilor, fostul Palat al Principilor Transilvaniei a fost o unitate militară, dar lucrurile s-au schimbat. Aici, chiar dacă nu este pus în valoare, se pare că este una dintre cele șapte fântâni despre care spuneam la începutul turului. Ori fi fost ele șapte sau mai multe, am spus că cetatea are formă de stea cu șapte colțuri, șapte porți și că ar fi fost și șapte fântâni publice. Una dintre ele ar fi fost aici. În încercarea cu un prieten de a le identifica pe cele șapte, v-am spus că am găsit mai multe. Cel puțin la nivel de legende, doar 7-7-7, trei linii de apărare însă. Un aspect pe care am uitat să vi-l spun acum, mi-am adus aminte, am spus că în fața zidurilor de apărare erau amenajate șanțuri de apărare inundabile. De fapt, aducțiunea de apă nu a fost finalizată și acele șanțuri de apărare nu au fost umplute niciodată. Suntem în spatele Palatului Apor, mai în față, în spatele Bibliotecii Batianeum, pe care am vizitat-o chiar și la interior, o șansă pentru unii unică în viață. Și aici e zona despre care am vrut să vorbesc. Aici e aceeași situație ca la Cafeneaua Frams, unde am fost și am băut cafea. Avem această galerie, legătura între linii pe orizontală se face prin caponieră, prin această galerie, în stânga și în dreapta cu două încăperi, dacă vreți cameră de gardă și un arest. Iar legătura mai departe cu ravelinul din față, structura ce se vede prin geam, se face fie prin scări de lemn, fie prin pod de lemn cu capăt rabatabil. Dacă ne reorientăm, motivul pentru care am venit aici sunt aceste elemente, două încadramente parțiale de fereastră și acesta mai în dreapta de poartă. Da?
care se leagă cu acel secol al XV-lea, stilul gotic inițial prezent în această clădire. Avem rectorat, o școală doctorală, un centru cultural italian, mai multe, o activitate mai complexă, în principiu legată de Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia, iar aceste spații primesc tot felul de destinații. Fie în șanțurile cetății avem restaurante, nu foarte multe deocamdată, dar avem, iar aici o organizație, nici nu știu cum să-i spun, tocmai a trecut pe lângă noi domnul care se ocupă, un proiect în care tineri și nu numai învață să bată la tobe și să sufle cu rost, după note, ca să zic așa, în instrumentele de suflat, că așa numai să sufle. Să facem gălăgie, putem cu toții. O să mergem acum printr-o zonă mai puțin călcată, chiar și de localnici. În zona mai puțin călcată, toată lumea merge pe axa cea pietonală de la poarta 4 la poarta 3 sau invers, depinde din ce parte pare vii. Pare că ar fi așa, ceva principal, un drum principal pentru turism. Mai că cetatea înseamnă mult mai mult. Dacă mergi doar pe artera respectivă, nu vezi tot ce trebuie să vezi din cetate. Clădirile cele mai importante acolo sunt concentrate, dar cetatea oferă mult mai mult. Spuneam că are 110 hectare și că trebuie cam o zi să o vizitez. Iarăși o situație inedită, două palate, chiar dacă nu sunt așa mari și frumoase ca la Viena sau ca la Budapesta sau prin alte capitale europene, Palatul Apor și Palatul Principilor Transilvaniei, așa față în față. Avem această clădire în partea stângă, cum ne deplasăm, galben, să-i spunem, în vegetația asta, o pată de culoare galbenă între copaci. Astăzi este aici, își desfășoară activitatea Inspectoratul Școlar al Județului Alba, dar clădirea, sigur, a avut și alte destinații. Vorbim despre Casa Inginerului, unitatea de geniu. Da? Totul era administrat de armată, de garnizoana de aici și atunci, sigur, toate clădirile au primit câte o destinație în acest sens. Iar în partea dreaptă, parcă avem de-a face cu niște grajduri, chiar au fost niște grajduri. Astăzi clădirea este reabilitată iarăși cu fonduri europene și este un corp al Universității 1 decembrie 1918 din Alba Iulia. O clădire reabilitată și repusă în circuit, adică în loc să deținem ruine, integrăm activitatea studențească. Nu vă ascund faptul că și eu am avut cursuri aici. Ca învățăcel, să nu creadă lumea altceva, sunt la nivelul de învățăcel. Okay. Omul cât trăiește învață. Bineînțeles. În colțul de nord-est a pieței Custoța se află această statuie de câțiva ani de zile pentru a aduce în fața noastră sau a cinsti memoria lui Gabriel Bethlen, principe al Transilvaniei, între 1613 și 1629. Am spus că este mormântat în Catedrala Catolică, Romano-Catolică Sfântul Mihail. Am spus că a locuit aici în Palatul Principilor, dar în clădirea din spatele statuii, acum 402 ani, avea să aducă un colegiu academic, Colegiul Academic Bethlen, da? În limbajul de astăzi, echivalentul a unei universități. Adică un principe al Transilvaniei care s-a ocupat de întărirea sistemului de apărare. Am început la machetă spunându-vă că a adăugat două bastioane, două turnuri de apărare cetății de la acea vreme. Aduce un colegiu academic, o școală superioară, bate propria monedă de aur aici la Alba Iulia, undeva pe latura de sud a cetății și în general pune orașul nostru pe o poziție înaltă, să spun așa, în mocir la propriu și la figurata evului mediu, în negrul perioadei, Alba Iulia devine un oraș important, un oraș strălucitor. În apropiere, corpul principal al Universității 1 decembrie 1918 din Alba Iulia, o universitate de stat, de importanță regională, să-i spun. O universitate amplasată pe vechiul loc al Bisericii Iezuite Sfântul Ștefan. În secolul al XIX-lea, pe la sfârșit, sigur, clădirile nu-și mai păstrau destinația inițială și impropriu utilizate, probabil și într-o stare avansată de degradare, acele clădiri inițiale au fost demolată, înlocuită cu acest stil neoclasic, simetrie, grandoare, proporționalitate, aspect de templu, caracteristic stilului, dacă ne uităm aici la intrarea principală, însă clădirea nu se remarcă prin arhitectură, ci prin ceea ce găzduiește la interior. Amenajată de la început cu săli de clasă, sală de lectură, capelă, anfiteatru, sală de gimnastică, nu? Minte sănătoasă, în corp sănătos, avea să găzduiască instituții educaționale, școli. De 33 de ani, dacă nu mă înșel, este universitatea locală,
Nu ascund faptul că sunt și un produs al acestei școli. Am terminat Facultatea de Științe, Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor cu ceva timp în urmă, iar zilele acestea, tocmai astăzi am reușit să mă înscriu pentru examenul de disertație la un pentru a finaliza și ultimele studii, ca să spun așa. De fapt, eu sunt geograf de Babeș-Bolyai, dar și economist, așa zis economist, nu mă simt, dar și că așa ar trebui să fiu economist, de Alba Iulia. În apropiere avem Muzeul Principia, am ales să filmăm din partea aceasta pentru a-l vedea pe domnul Ciprian la lucru, care este armurierul legiunii din care fac și eu parte, ca reconstituire a legiunii a 13-a Gemina și cu domnia sau să vorbiți mâine. Da. Așa e caz la legătura? Așa, da. Acum știi despre ce e vorba. Am ales unghiul acesta pentru a vedea că Muzeul Principia este o clădire modernă de sticlă cu aspectul unei cărți cu paginile deschise pe locul vechiului comandament al legiunii a 13-a Gemina, cea care ne-a cucerit la finele războaielor din 101, 102, 105, 106, legiune care a stat, spuneam, până în 271 când a început să se retragă. Avem un mic muzeu pe care o să-l vizitați. Înăuntru vestigii romane, chiar camera de tezaur, unde erau ținuți banii cu care erau plătiți legionarii și mai multe nu o să vă spun pentru că o să vă spună domnul Ciprian. Și un mic lapidarium, adică o mică colecție cu ceea ce s-a găsit prin cetate. La Alba Iulia, ăsta e norocul. Când sap să-ți faci o parcare sau să reabilitezi o cetate austriacă, dai cu sapa, cu târnacopul sau cu excavatorul, găsești vestigii romane. Numele pe care le folosim noi la legiunea reconstituită, pe care o să o vedeți în seara asta la ora 7, sunt absolut nume reale, care au existat la un anumit moment aici la Alba Iulia. Chiar numele meu este luat de pe numele de scenă, da? Este luat de pe una dintre pietrele acestea. Mai multe detalii o să vă spună chiar domnul Ciprian, dacă nu-și taie vreo mână acum la armurile astea. Sperăm că nu și nu doar acum, ci niciodată. O să vă spună Ciprian Dobra. Mai multe detalii despre această legiune este și în măsură ca centurion al legiunii reconstituite. Eu am vrut să vă spun să leg informația că înăuntru se află camera de tezaur, adică locul unde se țineau banii cu care erau plătiți legionarii. Vreau să vă spun că armata romană este armată profesionistă, prima din lume, adică legionarii sunt plătiți pentru treaba pe care o fac, legionarii sunt antrenați pentru treaba pe care o fac și sunt și foarte bine selectați. Ca să intri în această legiune romană, una dintre cele 30 de legiuni ale Imperiului, trebuie să fii bărbat, să fii la vârsta de 17-18 ani, să fii cetățean al Romei, să știi să scrii, să citești, să socotești, să treci niște probe fizice, adică să dovedești că ești într-o condiție fizică bună și abia apoi ești introdus într-un program de pregătire, după care vei fi trimis pe câmpul de luptă. Trebuie să înveți comenzile, trebuie să înveți formațiile de luptă și celelalte detalii specifice activității militare. Culmea că vă spune unul care nu a făcut armata. Pe aceste desene, sau în aceste desene, avem imaginea restaurată a aspectului pe care ar fi trebuit să-l aibă acum aproape 2000 de ani comandamentul, iar ca poziționare în castrul roman, dacă acest dreptunghi, știu că pare pătrat, dar credeți-mă, e o mică diferență de lungime. Dacă acest perimetru ar mărgini limitele castrului roman, Principia, clădirea despre care vorbim, este acest pătrat pe care îl marchez acum, iar prin față traversa via principală, strada principală. Dacă astăzi în cetate avem strada principală de la est la vest, la vremea respectivă strada principală era de la sud la nord, prin fața comandamentului. Și o să marchez momentul și alte detalii, o să vă livrez și alte detalii despre acest aspect. Imediat vom ajunge la un sit arheologic numit Via Principalis și acolo o să vedem câteva ziduri. Un sit arheologic de data aceasta la vedere, nu-i mai acoperit. O să vedem câteva chestii interesante, zic eu, sper. Până ajungem acolo, vreau să mai marchez ceva, și anume, Vasile Goldiș avea să dea citire acelui text de la balcon spre grădină. Astăzi avem această terasă și scări spre piața cetății, dar aici era o grădină publică, un parc, în accepțiunea de astăzi. Chiar și eu, când mergeam la liceu, traversam în diagonală parcul Custoța, actualmente piața Custoța, și o să vedem imediat de unde vine și numele. Altceva am vrut să marchez, și anume, în dreapta scărilor, unde marchez acum cu laserul, și apoi în stânga scărilor, acele plăci gri, cu litere aurii deasupra, scrie Făuritorii Marii Uniri,
Cu ocazia centenarului Unirii, adică în 2018, au fost menționate pe acele plăci numele tuturor celor 1228 de delegați, cei care au venit să voteze în unanimitate Unirea de la 1 decembrie. Legat de Muzeul Principii, ați văzut niște reprezentări aici în curte. Doi împărați care și-au pus amprenta asupra locului. Sigur, mai multe o să vă spună domnul Ciprian Dobra. Vreau să marchez doar așa. Am fost cuceriți în timpul lui Traian. Ni s-a construit un castru în timpul lui Hadrianus. Iar alte trei nume care au marcat locul, noi devenind municipium și colonie, vorbim despre Marcus Aurelius, Septimus Severus și Caracalla. Un oraș atât de important la vremea respectivă, capitală de provincie romană, cu un guvernator care locuia în afara cetății, un guvernator care avea propriul palat în afară, un oraș atât de important încât o inscripție în limba greacă ne livrează acest nume, Chrysopolis, orașul aurului sau oraș de aur, adică un oraș cu o viață atât de dulce, atât de bună, un oraș atât de important încât a fost supranumit orașul aurului. În apropiere găsindu-se și la propriu aur, la Aldonius Marius, la Roșia Montană. Una dintre cele șapte fântâni, acum că ar fi fost mai multe, încă trebuie să vorbesc cu un contabil bun să mergem să le identificăm da. Pe toate. De asemenea, încă o astfel de fântână mai găsiți în curte la Arhiepiscopia Romano-Catolică și la hotelul medieval din apropiere. Avem aici un obelisc pe care o să vedem scrie Custoța 1866. În 1866 austriecii au trimis oameni în nordul Italiei de astăzi, inclusiv de la acea unitate militară, da? În încercarea de a anexa Veneția imperiului din care făceau parte. Regatul italian încă era lipsit de acea zonă. Austriecii s-au gândit că ar fi bine să alipească teritoriului lor acea zonă, însă cei trimiși în luptă, menționați aici la baza obeliscului, de jur împrejur, nu au reușit să cucerească aceste teritorii, nu au reușit să le anexeze, au murit în lupte, iar după 40 de ani garnizoana locală s-a gândit să le cinstească memoria în felul acesta. De aici numele Custoța, de aici anul 1866 și de aici numele pieței în care ne aflăm. În partea de răsărit a pieței avem un alt obelisc neogotic ca și stil. Cinstește memoria locotenent colonelului Ludwig von Losenau, sau Losenau, nu știu exact cum se pronunță, liderul care a încercat să țină un pic mai departe atacurile maghiare, spuneam de Revoluția de la 1848-1849, de acele bombardamente. Primele încercări de a-i ține mai departe au fost pe la podul de la Simeria, însă a fost rănit, a murit și după 4 ani i-a fost cinstită memoria în felul acesta. Clădirea Principiei, revenind la clădirea de sticlă de astăzi, în original, ceea ce vedem restaurat doar ca desen pe panourile de sticlă, era mult mai mare, până undeva sub zidul universității de astăzi și până în zona clădirii gri din partea dreaptă, unitatea militară de astăzi. De aceea am și spus că via principală, strada principală trecea prin față. Deci este aceasta de aici. Da, unde vedem acel gard de lemn, situl arheologic spre care ne îndreptăm acum, traversat de via principalis, traversată toată zona de acea stradă principală, prin fața comandamentului. Astăzi, dacă ne uităm, Principia e mult mai în spate, dar doar atâta s-a putut pune în valoare după cum s-a dezvoltat zona. Și după cum ne spuneai în acel desen, acum strada principală este asta pe care o întâlnim în cetatea austriacă, avem de la est la vest sau de la vest la est, cum vreți, de la est la vest pentru că la est era intrarea principală. Un clopot și statuile făcute de un artist local, Ștefan Bețânțan. Sper să nu fiu în dezacord cu viziunea dânsului, sper că am înțeles bine. Unii fac o comparație cu clopotul Independenței din Philadelphia. Probabil că aceste spărturi de la margine ne aduc aminte de faptul că nu am fost uniți dintotdeauna sau cel puțin că am fost dominați de puteri diferite, vorbind de românii din Moldova, Ardeal și Țara Românească. Pe 1 decembrie 1918 reușim să ne unim și avem sus acele șase capete cumva conectate între ele. 6 pentru că lumea a fost creată în 6 zile. Aveți și celebrul tigru de platan, cea mai mare găselniță la noi. Da. Avem din belșug, dacă vreți vă dăm. Aveți și în București. S-ar putea să-l ducem acasă, aveți că văd că se pune pe noi. În apropiere avem clădirea Ierihon, o clădire
ce a găzduit seminarul romano-catolic. Apărea în peisaj la jumătatea secolului al XVIII-lea, însă doar după 2 ani de utilizare a fost complet distrus într-un incendiu. A fost reconstruită pe repede înainte, dar a continuat să fie folosită doar ca săl de lectură și ca locuință pentru personalul ce deservia la acea vreme catedrala catolică din vecinătate. Astăzi este folosită în acest sens, adică locuință pentru cei ce deservesc catedrala catolică, dar avem și o cafenea, bistro și cafe. Facem un pic, dați o apă rece, vă rog frumos, glumesc. Avem și o cafenea pentru că încet încet integrăm toate clădirile și pe latura asta comercială, turism, comerț și servicii. Că, da, na, la se îmbină perfect. Exact. În forma actuală, așa cum vedeți deasupra intrării de colț, a fost finalizată abia în anul 1902. Pe latura de sud avem un zid astăzi, însă locul era ocupat de mai multe clădiri. Încă din secolul al XIII-lea avem menționată mănăstirea călugărițelor benedictine a Sfântului Spirit. Avem de-a face cu monetărie în două etape, chiar locul unde Gabriel Bethlen bătea propria monedă de aur. Este și locul, posibil să fie locul, chiar dacă nu putem puncta pe hartă exact, dar după descriere, locul unde a apărut la lumina zilei Noul Testament de la Belgrad, prima traducere integrală în limba română a Noului Testament. Spuneam că a fost tipărit aici la 1648, Belgrad fiind numele orașului la vremea respectivă. Locul a mai funcționat și ca virgulă curte de apel și penitenciar. În 1903 s-a luat decizia să fie demolat zona. Suferiseră distrugeri toată zona aceasta sub bombardamentele maghiare și atunci uneori e mai bine să demolezi și să faci de la zero decât să tot cârpești anumite construcții. Având tot ceea ce era necesar pentru a topi și a prelucra metalul, sigur că au făcut și clopote, au făcut și tunuri, iar o legendă ne spune că aici a apărut o legendă. Vă spun eu la nivel că am pornit de la ideea că vă spun o poveste. Tot okay. E o poveste. Da? Se poate să. Nu, se poate să. Sigur, aici sigur. A fost făcut un tun, lupul, un tun atât de mare pentru a putea fi transportat până la Sibiu, fiind nevoie de o sanie trasă de 80 de perechi de boi. Ne putem imagina cam cât de mare era tunul respectiv și cât de greu. În plan îndepărtat, nu știu dacă vedeți acum, dacă surprindeți cu obiectivul, dacă nu o să mergem, o să ne deplasăm până acolo. Peste ziduri avem, se va vedea la un moment dat, clopotnița unei biserici ce marchează locul unde ar fi fost mitropolia lui Mihai Viteazul la 1599. De fapt, nu putem amplasa exact pe locul respectiv, se pare că ar fi în zona șanțului de apărare principal și atunci undeva în vecinătate pentru a lega cumva lucrurile. Încă o dată, vestigii romane marcate sub forma acestei linii sau a liniilor albe. Așteptăm să vedem dacă intră sau nu în patrimoniul UNESCO. Și aici câteva scene sau o scenă inspirată de pe columna lui Traian. Din păcate, pentru dacii noștri, cei pe care o să-i vedeți de seară sub forma reconstituită la acele lupte daco-romane de la ora 19, din păcate, spuneam, cam singura sursă de informare privind echipamentul, armura, armele și așa mai departe este columna lui Traian. Multe lucruri nu prea sunt, cum o referire în acest sens avem acest teac de luptă Draco sau Dracones, cap de lup și corp de șarpe, care de fapt nu a fost găsit în niciun sit arheologic până acum. Da? Avem această reprezentare pe columna lui Traian. Echipamentul greu, doar scutul romanului are undeva la 7 kg și jumătate. Echipamentul poate să acumuleze câteva zeci de kilograme, iar în formă completă și iarna cu pelerină grea și cu ploscă, cu apă și cu absolut tot pe tine, poți să ai undeva la 50 de kilograme de echipament. În condițiile astea trebuie să faci marșuri de aproximativ 30 de kilometri zilnic. Poate să fie și mai mari, iar la sfârșitul unui astfel de marș trebuie să ridici o tabără militară sau să te bați cu cel care te așteaptă și nu-ți urează bun venit. Da. Da? În primă fază, complicat, dacii cu această armă de temut, falxul, le vine de hac romanilor, le pune mari probleme tăindu-le gâtul, agățând scutul, trăgându-l jos, lăsându-i descoperiți pe romani, vulnerabil, sau amputându-le acest braț, brațul care devenea descoperit la lovitură. Ba mai mult, la un atac peste scut, sparge coiful. În 101-102 s-a întâmplat treaba asta, pentru că în 105-106 romanii vin mai bine pregătiți și la nivel de echipament. Această mână nu mai este descoperită, este protejată cu manica,
avem aici lorica segmentată, 4 tipuri de lorici folosite în zona aceasta, dar aceasta e cea mai cunoscută și cea mai răspândită. Lorica segmentată are aceste părți de metal, segmente de metal, care în al doilea război se continuă pe toată mâna, manica, mânecă. Brațul ăsta nu mai cade, gâtul romanului nu mai este chiar așa ușor de tăiat, pentru că, și acum mă întorc eu șapca, coiful este, galea este îmbunătățită și se oprește undeva aici, iar coiful nu mai este simplu, calota, dar este întărită, este ramforsată. În cazul nostru, celor de la Apulum, acea întăritură este bară rotundă în secțiune, poziționată tot în cruce, dar o bară rotundă în secțiune. Mulți, bine echipați, bine antrenați, bine plătiți, sau plătiți măcar, luptă în echipă și le vinde hack localnicilor, la nivel de triburi, poate mai puțin organizați, sigur nu atât de bine instruiți. Mai multe o să vă spună Ciprian și despre modul în care luptau. Sigur, cea mai cunoscută formație de luptă este Țestoasa. La ordinul Testudo formate, toți din linia întâi pun scut lângă scut. Se pun scut lângă scut. Celelalte linii acoperă capetele și practic ai ca și o carapace de Țestoasă. De aici și numele Testudo. Și se înaintează în același timp cu urlete de... De luptă, da, pentru... Deci au găsit formula perfectă pentru câștigare. Pentru câștigare și nu numai atât, după ce lovești, sigur, tu ești în echipamentul ăla greu, băiatul ăsta te așteaptă într-o condiție fizică bună, nu era de lepădat, știa să și folosească sabia respectivă, dar erau mai organizați, vă spuneam. După ce loveau de câteva ori, centurionul lua hotărârea când e obosită prima linie și dădea ordin muta locum. Automat prima linie se ducea în spate. Vedeți de seară la ora 7, da. O să vedeți, că okay. mi-e imposibil, pot să vă descriu, dar o să vedeți direct și o să filmați și mult mai ușor așa, o imagine cât 1000 de cuvinte. Exact. Linia a doua devenea linia întâi, linia a treia linia a doua, linia a patra linia a treia, adică se dădea o împrospătare a liniilor. Se păstra formația de luptă, Țestoasa sau altele, că sunt mult mai multe formațiuni de luptă, inclusiv când te retrăgeai. Dacă primeai comanda retro, nu te întorceai pur și simplu și ți-o luai, erai vulnerabil, da? Păstrai poziția, loveai și te retrăgeai, dar rămâneai în formație de luptă. Un detaliu, de fapt e foarte evident, nu-i detaliu, când am spus bine organizați, instruiți și așa mai departe, dacă vă uitați, toate scuturile romanilor sunt în mâna stângă, iar gladiusurile, aceste spade, sunt în mâna dreaptă. Și așa ține toată lumea, pentru că te antrenezi în sensul acesta. Nu este stângaci sau dreptaci, te antrenezi până ții așa, pentru că atunci când primești comanda Testudo formate, toate scuturile trebuie să fie în stânga și toate gladiusurile în dreapta. Dacă unul ar ține în stânga și unul în dreapta, ai rămâne descoperit, da? Ar rămâne breșă. Și atunci nu contează că ești stânga sau dreptaci, înveți să ții așa. Sunteți din București. Sigur, da. Ați asistat la luptele la luptele dintre Dinamo și Steaua. În galerii, da, avem. În galerii sau măcar ați văzut la televizor. Ați văzut când vin scutierii, că țin scutul în stânga și bastonul în dreapta? Se dă cu praf. Da, se dă cu praf, dar scutul ăla transparent de plexic sau de ce este în stânga, iar bastonul de cauciuc este în dreapta și se formează acea Țestoasă. Când înaintează și se duc peste cei recalcitranți, da? Se luptă după aceleași principii luate de la prima armată profesionistă din lume. Aici, pe câmpul ăsta, în ierba, totul pare pașnic acum. Dar sigur e ceva sub pământ. Nu e neapărat că e sigur ceva sub pământ, dar aici va fi tabăra romanilor, dacă veniți între 15 și 18 august anul acesta la Festivalul Roman Apulum. Iar acolo, în curte, la Palatul Copiilor de astăzi, unde e mașina aia roșie, da? În curte, acolo punem tabăra dacilor. Aici avem atelierele romanilor și a dacilor, unde copiii și nu numai pot să vadă activitatea specifică, da? Adică cum își făceau arme, cum prelucrau metalul, osul, lemnul și așa mai departe, să-și bată, am mai spus chestiile astea, dar chiar cei care ne-au cucerit au spus că repetiția este mama învățăturii. De aceea și eu am făcut clasa 4-a de 3 ori ca să prind mai bine. Se vede, nu? Așa? Așa reușesc copiii să absorbă mult mai mult informații. Iar localnicii, vă spun drept că am experiență cu copilul meu, de pe la vreo 3 ani, după 3 ani când încep un pic așa, fac diferența clară, n-ar mai confunda pentru nimic în lume un dac și cu un roman, știu cum se cheamă. Da. Via Principalis, vedeți că este marcată cu această bandă metalică, strada principală, care unea, așa cum stăm noi orientați cu fața spre răsărit, via principalis unea porta principalis dextra, porta principală dreaptă, cu porta principalis sinistra. În partea stângă avem un panou cu imaginea reconstituită a străzii principale de acum aproape 2000 de ani. Din păcate, porta principală sinistra nu mai putem reconstrui și restaura. Este în zona inspectoratului despre care am vorbit mai înainte, fosta casa inginerului.
ar fi fost, este ca poziție. Iar porta principală Izdextra se află în curtea acelui traseu turistic, pentru că astăzi pe latura de sud avem un traseu turistic privat, numit traseul celor trei fortificații, simplu, găsim părți din castrul roman, cetatea medievală și cetatea cu formă de stea. Acolo avem parțial restaurată porta principală Izdextra, poarta principală dreaptă. Mai multe o să descoperiți vizitând traseul celor trei fortificații. Interesant ar fi să vă spun însă aici că avem nivelul de călcare de acum aproape 2000 de ani, în castrul roman Apulum, cu trei pietre originale, una în stânga, unde marchez cu luminița verde, și celelalte două în dreapta, din trama stradală, cu rigole. Dacă v-ați uitat pe desen, apa de pe țigle nu se scurge prin burlane, scocuri sau cum se spune, nu știu cum se spune la noastră, apa se scurge pe stradă, dar este preluată de sistemul suprateran de canalizare. Și avem rigole de o parte și de alta a străzii, iar sub panoul de sticlă din cărămidă, și chiar unde pun eu acum, unde marchez cu verde, este o ștanță cu leg 13 gem, adică este pus simbolul legiunii și chiar ștanța personală, pentru că pe lângă activitatea militară, pe lângă serviciul militar, ești plătit și pentru alte munci pe care le faci. În speță, dacă te implici și faci cărămidă, țiglă, tuburi de canalizare și așa mai departe, îți pui marca personală, se numără cât ai făcut și ești plătit. Ai opțiunea să te duci, nu știu, la femei, la băutură și femei. La cazinou? Nu, astea se pot diferite. Da. Sau să faci bani suplimentari, pentru că atunci când te lași la vatră, apropo, 25 de ani dura serviciul militar. Practică jumătate de viață. Dacă apucai să termini și sigur aveai opțiunea să rămâi pe viață în armată, dar nu te mai duceau pe câmpul de luptă, făceai situații în Excel. Glumesc. Erai pe administrativ, ori împărțeai bocanci, galee și altele, ori făceai situații în Excel, cum ar veni astăzi. Ok. Da? Bine. Mai avem ceva interesant aici, și anume ziduri din vechiul castru roman și mai exact chiar din barăcile militare, din dormitoarele unde își, probabil puțin timp își petreceau soldații. Erau ocupați, primeau echipamentul, dar apoi trebuia să și-l întrețină și fie deveneau pricepuți și îl întrețineau ei, fie plăteau pe cineva pentru asta, iar ca să poți să plătești trebuia să faci bani. V-ați plâns că e cald, așa-i? Da. Sau ați vrut să vă plângeți? E, la clima noastră e foarte cald vara și foarte frig iarna. Îți plătești tu legionarii. Dacă să ții 25 de ani în armată, nu numai trebuie să-i plătești, trebuie să-i și îngrijești. Și atunci, sub ardoseală, faci tu frumos niște stâlpișori, rezultă niște galerii printre, aici ne imaginăm deasupra dormitorul, iar aici, lângă clădire, faci un cuptor, din exterior îl alimentezi cu bușteni, faci focul, tirajul e gândit astfel încât să atragă focul, aerul fierbinte, podeaua e ușor înclinată și știm că aerul urcă din punctul jos spre punctul înalt. Da? Deci practic avem hipocaustul parțial în fața noastră, sistem de încălzire în partoseală și în pereți. Vara ventilezi acest sistem și scăzând temperatura, scăzând umiditatea, scăzi și temperatura încăperii de deasupra. Adică un fel de aer condiționat de acum aproape 2000 de ani. De pe dealul Mamut, din vecinătatea orașului, o barieră naturală care ne protejează sau ne-a protejat cândva, aduce apă și în locuință, în aceste dormitoare, ai și toaletă, latrină. Adică îți faci nevoile în casă, nu te duci în fundul grădinii, iar instalatorii, să le spunem în limbajul așa, de astăzi, da, gândesc unghiul, căderea, debitul, viteza, presiunea și au canalizare la toaletă, canalizare umedă cu forța apei, spală toaleta și scot dejecțiile din casă, din cetate și din oraș. Acest sistem de canalizare, funcționând parțial, ce-i drept, în cartierul Partoș din Alba Iulia, până în anul 1975. În 70 și în 75 au fost niște inundații în toată țara, un an mai ploios, atunci s-a colmat sistemul de canalizare și a fost înlocuit cu ceea ce era modern la vremea respectivă. Bine, nu s-a păstrat, că nu se știa sau nu s-a vrut să știe de conservare și punere în valoare, dar acest sistem de canalizare roman a funcționat aici parțial până în 1975. În față, spre poarta a treia, avem o linie albă pe jos. Linia aia albă vine și ne spune despre un alt sit arheologic ce se continuă și în stânga, în curtea unității militare de astăzi. Acolo aveam baia publică, inclusiv cu saună. Adică îți încălzeai locuința sau o răcoreai, aveai sistem de încălzire în pardoseală în pereți,
Aveai toaletă umedă cu sistem de canalizare, aveai sistem de canalizare pentru apa de ploaie de pe stradă și te mai și spălai, te îngrijai. Dacă ești curat, ești sănătos, ești sănătos, ești puternic și dacă ești puternic, parcă îți vine cheful să te duci la luptă. De frații Ușeriu, ați auzit? Dacă n-am auzit cu toții, auzim acum. Auziți acum. Sigur ați auzit de Via Transilvanica. Acest proiect a fost lansat la Alba Iulia în anul centenarului Unirii, în 2018, și a fost finalizat în anul centenarului Încoronării, în 2022. Ați ghicit tot la Alba Iulia. Celebrul traseu pe care multă lume încearcă, cel puțin începe să-l parcurgă, dar nu știm dacă îl termină. 1400 de kilometri nu-i chiar facil pentru toată lumea. Unește două puncte, Putna cu Drobeta Turnul Severin. Proiectul a fost, cum am spus, lansat și finalizat. Finalizat poate mult spus, că doar s-a dat startul. Prin finalizarea acestui proiect de marcare a fost dat startul unei noi aventuri pentru toți cei care vor să parcurgă pe jos cu bicicleta acest traseu. Am zis de două centenare. A Încoronării și înainte a Unirii. Primele clădiri din cetatea austriacă apar aici în dreapta, o să vă orientați. Această clădire pe care o marchez acum cu laserul, Comisariatul de Război, iar în partea din dreapta, manutanța, magazia de provizii. Sigur, la început, stafful, ofițeri, arhitecți, ingineri aveau să folosească și ca locuințe aceste clădiri. Astăzi aflate unele în reabilitare, aici se va muta Consiliul Județean Alba, iar cealaltă funcționează ca hotel, hotel medieval de 5 stele. Atenție, nu hotel de 5 stele, nu hotel medieval, este o combinație, hotel okay. Medieval de 5 stele. Poarta a treia, mă, normal ne apropiem de sfârșit, dar nu-i cazul, pentru că vreau să mergem până la Biserica Memorială Mihai Viteazu și vreau să mergem și într-o zonă cu tuneluri, catacombe, okay. Că de asta, mai ales copiii, sunt interesați, dar nu numai. A, nu o să fie ceva de nemai văzut, nemai întâlnit, dar destul de interesant, sper.